Salut! Tocmai m-am întors acasă din spital după o săptămână în care a fost foarte greu. M-am gândit foarte mult la foarte multe, chiar am avut chiar timp de gândire și astăzi aș vrea să discutăm un pic despre. Mă gândeam din Matei 25, așa, de la versetul, să zicem, 35. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. În această săptămână, cât am stat în spital, m-am gândit foarte mult la aceste versete. Pentru că când ești la greu, ești bolnav, ești dezamăgit, ești, nu mai știu cum să vă spun, omul are nevoie de susținere, adică, de exemplu, eu m-aș fi bucurat foarte mult dacă în aceste 6 zile sau 7 zile cât am stat în spital venea cineva să mă viziteze, de exemplu. Pentru că de dimineața până seara în spital, plictiseală, e foarte, foarte, foarte nașpa, cum se zice, și m-aș fi bucurat dacă dintre toți cei care se laudă sau predică în biserică despre iubirea de frate, despre cum să-ți iubești aproapele, despre atâtea povești fără niciun sens practic. Pentru că când ești acolo la greu, ești, de exemplu, în spital, când ești la spital și nu te vizitează nimeni, îți aduce aminte de aceste versete. De exemplu, aud foarte mult, suntem o familie unită, suntem frați, suntem, atâta suntem, când suntem în biserică și după ce ieșim afară, nu mai suntem nimica. Și astea sunt ca o dezamăgire. Pentru că, după cum spuneam, omul când e la greu, atunci are nevoie de susținere, de o încurajare, un cuvânt, chiar și o rugăciune. Atunci când e rău, e la spital, de exemplu, sau în temniță. Am rămas așa foarte, foarte dezamăgit din cauza că am auzit de multe ori și la biserică când mergeam să ne iubim ca frații, să atâtea versete în care nici mai știu, așa un pic sunt foarte dezamăgit. Foarte dezamăgit, mai ales din cauza celor care la anvon predică, ai frate, frate în sus, frate în jos, frate așa, frate încolo, și când ajungi într-un loc de asta mai greu, într-un spital sau știu eu, nu-ți dă nici măcar un simplu telefon să te întrebe, mă, ce faci, mă, cum ești, mă, și după te trezești că după ce mergi acasă sau știu eu, zice, bă, apoi aș fi vrut, mă, să viu până la tine, mă, dar e cea mai faină minciună asta. Aș fi vrut să viu până la tine, dar, păi, să vezi că nu știu ce motive și ce povești. Și, deci, eu, în orice caz, eu sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit. E adevărat, vreau să le mulțumesc și celor care m-au sunat, au fost vreo 2 persoane, au fost și 2 persoane care m-au vizitat, unul chiar, ba chiar 3 persoane, 2 n-au fost lăsați să vie, că na, era înainte de program cu publicul,
Dar sunt foarte mulți care predică și au, când îi vezi la amvon, îi zici, bă, uite, bă, un pocăit adevărat, un om adevărat, un om care, na, și din păcate rămâne doar la amvon. Deci la predicat să pricep foarte bine. Foarte, așa să pricep pe lumea la povești și mie, atâta mie de cum să vă spun, nici n-am cuvinte să exprim când aud cum povestesc și cum zic și deci până la urmă e ca acel verset omul fără stat mă pe cum îi credința fără fapte e ca trupul fără suflet, adică moartă. Degeaba predici și spui și zici și nu știu ce și nu faci nimica, este egal cu zero. Deci, vă îndemn sau nu știu ce să zic, că măcar dacă tot nu faci nimica, măcar stai acolo, zmerește-te într-un loc și stai acolo și măcar nu te da mare că faci ceea ce nu faci. Na, deci atâta pot în săptămâna asta pentru că încă nu sunt vindecat chiar 100% și sper pe săptămâna viitoare să am mai multă inspirație. Multă sănătate vă doresc și o duminică plăcută.